Bună seara și bine ați revenit la emisiunea În Vizor. Sunt Rareș Niculescu. Discutăm și în această seară temele de actualitate. Începem cu actualitatea politică, dar vă anunț de pe acum că în a doua parte a emisiunii veți putea urmări un interviu. Un interviu pe care ni l-a acordat înalt preasfințitul Andrei Mitropolitul Clujului. Tema interviului este, evident, apropiatul referendum, așa numit, pentru familie. Iată deocamdată informațiile politice. Majoritatea politică de la București a primit un avertisment dur din partea Comisiei Europene. România face pași înapoi, îngrijorările sunt serioase, suntem cu ochii pe România. Cam așa a sunat concluzia prim-vicepreședintului Frans Timmermans. Ai noștri, fiecare după culoarea politică, știință și putință, au spus și ei pe acolo ce s-au priceput. Dezbateri de tot felul, la fel de încinse și la București. Subiectul va fi reluat în plenul Parlamentului mâine. Între timp, la București, așa cum spuneam, spiritele s-au aprins din nou. Nu acceptăm să ne dea nimeni lecții, spune pe scurt coaliția aflată la putere. Până unde s-a ajuns, veți vedea ceva mai târziu în emisiune. Despre toate acestea vom discuta astăzi cu colegul meu, jurnalistul Mircea Tătar. Bună seara, bine ai venit. Bună seara, Rareș, bună seara, doamnelor și domnilor. Îți propun să începem cu un subiect de actualitate, un subiect care privește pe mulți dintre cei care ne urmăresc. Mulți dintre români au rude sau prieteni care lucrează în Marea Britanie. Ei bine, iată ce a anunțat nu de mult șefa guvernului de la Londra. Regatul Unit va elimina libera circulație a cetățenilor europeni. Da, e o veste care ar trebui să ne îngrijoreze pe noi ca stat, pentru că avem foarte mulți cetățeni români care lucrează în Regatul Unit și care aduc beneficii pe lângă familiile lor și pentru ei personal, inclusiv pentru statul român. Era previzibil ca Brexitul să aibă și o asemenea fațetă. Nu putea să fie totul bine, să spunem, în momentul în care unul dintre cele mai puternice state din comunitatea europeană se rupe practic, scade bugetul Uniunii, sunt afectate drepturile de muncă ale cetățenilor. Eu sincer mă așteptam la astfel de decizii care să ne afecteze în mod negativ. Sperăm ca până la urmă acordul dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie prin Brexitul să fie totuși în avantajul cetățenilor. Această bubă urmează să se spargă tocmai în cele 6 luni în care România va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Va ști oare guvernul de la București să gestioneze acest dosar atât de complicat, nu numai pentru noi, pentru toți cetățenii europeni? Sperăm să poate să facă acest lucru și sperăm să știe, să vede și din acest exemplu câte provocări vor fi pe agenda Uniunii Europene și pe agenda României ca și președintă a Consiliului European. Și mă gândesc cu puțină groază, cu puțină îngrijorare când văd ce teme abordează astăzi politicienii români. Noi, în loc să ne consolidăm ca stat membru al Uniunii Europene, să pregătim o președinție acestui for, e o mare responsabilitate și o mare onoare pentru țara ce noastră. Ce teme abordează, dar mai ales cu ce ușurință abordează toate temele pe care le au în atenție. Și dincolo de teme, că dacă ar fi doar temele la nivel de dezbatere, dacă ar fi, dar se iau decizii, noi suntem criticați și am înțeles de la tine că va fi unul din subiectele despre care vom discuta astăzi. Noi suntem afectați de măsurile care se iau la nivel de stat, prin legile care se iau, suntem criticați de Uniunea Europeană. Există și alte probleme de gestionare a spațiului economic, avem probleme serioase, avem problema mare a forței de muncă, cu migrația forței de muncă, ca să nu mai vorbesc de celelalte teme majore de dezbatere de la nivelul Uniunii Europene, migrația, războiul economic dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și multe, multe, multe altele. Știu, vin acum câteva... Până un alt avem inclusiv o relație tensionată cu Comisia Europeană și prin aceasta revenim la subiectul de astăzi, dezbaterea de ieri din Comisia Libe a Parlamentului European. Am ales câteva declarații din discursul vicepreședintelui Timmermans, să le urmărim în continuare.
Independența justiției și capacitatea de a combate corupția sunt relevante pentru progresele făcute de România în mecanismul de cooperare și verificare, un mecanism care există din 2007. În trecut au existat progrese, uneori chiar spectaculoase, însă acum există riscul real ca România să facă pași înapoi într-un mod care afectează nu numai democrația României, ci și locul pe care și l-a câștigat România ca stat membru în Uniunea Europeană. Comisia face apel la autoritățile române să regândească cursul pe care l-a luat și să caute un consens larg pentru calea înspre viitor. Și acest apel îl voi repeta și în plen în această săptămână. Subliniez, Comisia este întotdeauna dispusă să coopereze și să sprijine autoritățile române în acest proces. În acest spirit am vizitat România și Bucureștiul în această primăvară. M-am întâlnit de mai multe ori cu prim-ministrul României și cu liderii ambelor camere a Parlamentului Parlamentului din România. Sunt convins că acest dialog va continua, însă nu pot să ascund faptul că evoluțiile recente sunt o sursă de îngrijorări și preocupare pentru Comisie, așa cum au fost pentru cei care au demonstrat pe străzile Bucureștiului și nu numai în august. Cu toții am fost șocați de imaginile protestatarilor pașnici și de cum au fost ei primiți de autoritățile de aplicare a legii în România. Sper să nu se repete o astfel de situație. După cum am spus, violența nu este niciodată o soluție în politică. Cu siguranță nu într-o Uniune Europeană bazată pe statul de drept. Dacă se adoptă fără modificări, legile justiției modificate și codurile penale modificate ar afecta sistemul judiciar, inclusiv capacitatea de a combate corupția și alte infracțiuni. Și asta este cu atât mai important cu cât s-a obținut atât de mult în lupta împotriva corupției la nivel înalt în România în ultimii ani. Iată, deci, câteva din declarațiile de ieri ale comisarului Timmermans. Mircea, cum trebuie să privim aceste declarații? Franz Timmermans este un reprezentant al grupului socialiștilor. În același timp, la București, criticile sunt privite cu suspiciune. Nimeni nu are dreptul să ne atragă atenția asupra treburilor noastre interne, spune coaliția aflată la guvernare. Cred că ar trebui privite cu maximă seriozitate. Nu a le lua motamo tot ce scrie acolo și a ne face preș în fața Uniunii Europene, dar trebuie să luăm fiecare observație, vorbesc de statul român, de instituțiile statului român, și ea să fie tratată cu seriozitate. Dacă sunt răspunsuri de dat vis-a-vis de aceste chestiuni, ele trebuie date de urgență. Toate aceste teme, toate aceste temeri ale oficialilor Uniunii Europene cu privire la chestiuni fundamentale și valori fundamentale ale Uniunii Europene, independența justiției, funcționarea independentă a celor trei puteri în stat, modul în care libertățile cetățenești sunt apărate de către statul român și toate celelalte trebuie tratate cu seriozitate și răspuns în scris. Am înțeles că mâine merge premierul acolo și dă niște explicații și ministrul justiției. Foarte bine să o facă. Adică să existe dialog. Înțelegem că în România e un război și o bătălie teribilă. Teribilă între forțele politice, între o parte dintre oficialii care acționează în zona justiției și altă parte care sunt pe poziții total opuse. Nu poate fi vorba de consens. Am văzut că domnul Timmermans vorbea de consens. Nu poate fi vorba de consens, nici vorbă. Dar măcar să existe o minimă, cum să zicem, o minimă punere de acord pe niște chestiuni fundamentale. Domnilor, mai încolo de aici nu se trece, că e periculos. S-a ajuns într-o zonă periculoasă. Și nu vreau să panichez lumea, dar în momentul în care cei mai înalți oficiali ai Uniunii Europene vorbesc despre faptul că România face pași înapoi, că statul de drept are de suferit, că lupta împotriva corupției are de suferit, că independența justiției are de suferit. Aici România trebuie să dea răspunsuri și răspunsuri nu, știu eu, nu politice, nu politicianiste, ci bazate pe realități, pe studii concrete,
pe explicații, dacă o lege pare că afectează, să spunem, independența justiției, dacă e vorba acum de codurile penale și de legile justiției, să vină specialiștii români de la minister și să... Nu, domnule, nu afectează. Noi spunem că nu afectează. Să se compare cu modele, cu modele ale altor democrații. Hai să vedem, domnilor, cum e în Germania, cum e în Franța, cum e, știu eu, poate chiar mai aproape, cum e în Cehia. Bine, nu vreau să ne comparăm cu Ungaria sau cu Polonia, că sunt alte două state care au niște decizii controversate luate în ultima perioadă și care și ele sunt în vizorul oficialilor europeni. Dar să nu venim cu discursuri triumfaliste din partea oficialilor noștri, să tratăm cu prudență, cu profesionalism și să arătăm că ne pasă, că ne pasă de această construcție. Da? În acest moment, răspunsurile guvernului României, ale autorităților române, par mai degrabă adresate propriului electorat decât oficialilor Comisiei Europene, care au ridicat chiar în plenul Parlamentului, chiar în Comisia Libe și mâine în plenul Parlamentului, vor ridica aceste probleme legate de situația statului de drept în România. Nu cred că există în acest moment o dezbatere reală între autoritățile române și oficialii europeni. E foarte corectă observația ta. Așa e. Și nu înțeleg de ce. Sincer, de ce? Suntem la câțiva ani până la viitoarele alegeri. De ce trebuie să joace puterea actuală atât de politicianist? O carte extrem de importantă. Noi n-am mai fost atât de criticați de oficiali ai forului din care facem parte, în care ne-am zbătut atât de mulți ani să intrăm acolo, că nu ne-a obligat nimeni, nu ne-a cotropit nimeni. Dar noi am vrut să facem parte din această familie a Europei Occidentale, prospere, civilizate. Să spunem că degeaba trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Ne-am dorit să facem parte din acest club. Păi ce facem acum? Ce facem acum? Nu ne apărăm această poziție. De ce să venim cu un discurs politicianist? Pentru că câștigăm puncte, pe de o parte, și poate pe de altă parte pierde țara mult mai mult. De asta să vedem și discuțiile de mâine. Sincer, personal nu-mi pun mari speranțe că vor fi foarte convingători oficialii români acolo. Să privim oarecum cu realism. Da? E vorba de doamna Dăncilă și e vorba de domnul Toader. I-am cam văzut în ultima perioadă ce au făcut, ce au declarat, și dar totuși ei reprezintă niște instituții fundamentale ale statului român. Un discurs în plenul Parlamentului va avea doar doamna Dăncilă. De altfel, domnul Liviu Dragnea s-a plâns că durata acestui discurs este extrem de redusă, e vorba de doar 5 minute, poate că e suficient chiar și atât. Mai vedem câteva declarații ale primului vicepreședinte al Comisiei Europene pe aceeași temă. Nu vom ezita să trimitem guvernul român în fața Curții de Justiție, spune printre altele Timmermans, să vedem acum materialul. Situația față de ultimele rapoarte s-a deteriorat. Fiți siguri că toate elementele vor fi analizate și vor fi incluse în acest raport. După cum am spus de mai multe ori, un pas înapoi ar fi o mare dezamăgire pentru toți prietenii României, dar mai ales pentru cetățenii români. S-au făcut progrese, însă ele nu sunt irreversibile. Dimpotrivă, evoluțiile recente pun sub semnul întrebării acest progres și riscă să submineze obiectivul nostru comun, să existe o evoluție pozitivă în România, astfel încât MCV-ul să nu mai fie necesar. Ar fi o tragedie dacă în ultimul kilometru al maratonului ați începe să alergați în cealaltă direcție. Asta este ceea ce mă îngrijorează. Vom continua să urmărim acest obiectiv într-un dialog strâns cu autoritățile române și sperăm că acesta va duce la rezultate pozitive. Însă, dacă vom ajunge la concluzia că regulile sunt încălcate, nu vom ezita să luăm măsurile necesare, chiar să aducem în fața instanței guvernul român. Între timp, facem apel la guvernul României să pună, să readucă pe calea cea bună procesul de reforme.
În concret, asta înseamnă să dea curs recomandărilor noastre din raportul MCV din ianuarie 2017, recomandărilor Comisiei de la Veneția și recomandărilor GRECO. Există o oportunitate de a rectifica cursul. Responsabilitatea și puterea de a aduce rezultate este în mâna instituțiilor române și fac apel la acestea să ia pașii potriviți și să o facă acum. Mulțumesc! Iată, Mircea Dătar, ce spune comisarul Timmermans, ne aseamănă cu un alergător la maraton care pe ultimul kilometru, în loc să-și continue marșul, începe să alerge în direcția din care a venit. Am discutat cu atenție și e clar, mingea e în terenul guvernului României în momentul de față. Deși au mai existat întâlniri în ultimele luni, pentru că presa a vuit, o parte dintre europarlamentarii români au adus în discuție toate aceste modificări din legislația justiției, că până la urmă acolo e reproșul principal. E și chestiunea cu protestele, dar asta mie nu mi se pare foarte importantă, pentru că intervenția ale jandarmilor în forță mai sunt și am mai văzut și în alte state. Aici puțin cred că a exagerat prin vicepreședintele Comisiei Europene, dar chestiunile legate de justiție și de legislația din acest domeniu, plus revocarea șefului DNA printr-o procedură complicată în care intervine Curtea Constituțională și decide acest lucru, nu a rămas fără urmări. Și ce spune domnul Timmermans? Spune un lucru care cred că ar trebui luat în calcul. Spune, țineți cont de recomandările experților. Ei nu dau o directivă politică. Până la urmă, Comisia de la Veneția și, în primul rând, Comisia de la Veneția e un grup consultativ de experți, de specialiști în chestiunea ale dreptului, de care toate statele țin cont. Ei sunt luați cumva ca specialiști cu greutate, care în momentul în care spun ceva, spun articulat și cu argumente. Poate un dialog mai serios cu acești experți și să se găsească, dacă chiar e nevoie să nu se pună în practică niște modificări din aceste legi ale justiției, să nu se facă. Dacă nu e nevoie de amnistie și grațiere, să nu se dea, că până la urmă nu cred că în asta stă România. Stau unii lideri politici? S-ar putea să pună în primul rând interesul lor față de interesul țării. Sau poate, într-adevăr, aceste măsuri, dacă tot sunt atât de susținute, or fi cele bune, dar nu au fost suficient de convingători față de oficialii europeni. Să devină mai convingători și poate să ne convingă și pe noi, pe cetățenii români, că ele, am înțeles, sunt câteva argumente, că protocoalele secrete au afectat dreptul la apărare. Ok, ele trebuie denunțate, nu mai trebuie folosite, iar cei care au făcut abuzuri să plătească. Dar nu ras tot. Nu cred că soluția schimbării complete a garniturilor din instituții și o schimbare 100% a legislației e soluția. Cei care au făcut abuzuri și cei care au făcut încălcarea legii, să fie trași la răspundere, dar instituțiile să fie lăsate să-și continue să funcționeze. Activitatea. Discuția prinsă așadar la București și în țară în urma celor întâmplate ieri în Parlamentul European. Prea ne ceartă Europa, prea suntem din nou nedreptățiți, spun politicienii de la București. Ultima năzbâtie românească este, însă, țineți-vă bine, Ro-exitul. După modelul britanic Brexit, tot așa zic unii că România ar trebui să părăsească Uniunea, care ne face mai mult rău decât bine. Campania Ro-exit este construită cu grijă, nu este o inițiativă a unor exaltați, dezbatem și acest subiect, iată pentru început un scurt material.
Singura dorință a celor care conduc România în anul centenarului este de a provoca o ruptură între țara noastră și Uniunea Europeană pentru a putea scăpa de pușcărie. Nimeni din România nu a mandatat PSD, pe Liviu Dragnea, pe Viorica Dăncilă sau europarlamentarii acestui partid și pe cei de la ALDE să provoace retragerea țării noastre din Uniunea Europeană. Am asistat la luări de poziții incalificabile pentru un demnitar sau pentru un reprezentant al României. În acest moment s-a renunțat la orice urmă de responsabilitate politică pentru viitorul României și a fost lansată campania Exit, prin care se cere retragerea noastră din Uniunea Europeană. Este evident că în spatele ei există un plan bine pus la punct, la care se lucrează de multă vreme și în care au fost atrași și oameni de bună credință cu ajutorul unor false pretexte. Imediat după această campanie Ro Exit a apărut și replica în mediul online. Campania împotriva acestei campanii, deci contra campanie, se numește Românem Împreună. Bun, acum eu aș spune așa, cred că cuvântul campanie e puțin exagerat. E adevărat, îl folosește Mișcarea România Împreună a domnului Cioloș, tocmai pentru a atrage atenția. Sunt asemenea voci, chiar astăzi l-am văzut pe fostul colonel SRI Dragomir, care a susținut o asemenea idee. Cred că e o mare prostie toată această idee și toată această campanie ca România să iasă din Uniunea Europeană ar fi un gest sinucigaș pentru țara noastră și nu cred că el ar trebui luat în serios astăzi de niște oameni responsabili. Dar e interesant într-adevăr dacă ceea ce spune domnul Cioloș este cumva o campanie mai bine pusă la punct și mai bine pregătită în anumite laboratoare și care probabil urmează să fie lansată în societate în mod gradual. Atunci, într-adevăr, e de luat în seamă. E de luat în seamă și instituțiile statului, mă refer aici în primul rând la SRI, dar și la alte instituții, ar trebui să intervină, pentru că știm foarte bine, astăzi în spațiul online sunt foarte multe fake news-uri, a venit și la noi valul, după ce a fost în Marea Britanie, după ce a fost în Statele Unite. Este în aceste zile, în Polonia, în Ungaria, exact. În general, în spațiul vestic. Exact. Se încearcă manipularea cetățenilor prin mijloace de multe ori abjecte, minciuni, denaturări, exagerări, soluții false, multă manipulare, mult fariseism. Și care e soluția? Să pui să cântărești cu rațiune. Cu rațiune. Așa cum spunea colegul meu Mircea Tătar, despre Ro Exit vorbește și Daniel Dragomir, fost colonel SRI, condamnat într-un dosar de corupție. Lumea știe, este un luptător anti-anticorupție. Tocmai de aceea, noi nu ne vom opri asupra celor spuse de domnia sa. Ce este șocant însă este că acest Daniel Dragomir, promotor al Ro Exit-ului, așa cum spuneam, este invitat de onoare al unei manifestări a europarlamentarilor ALDE din România, manifestare care va avea loc la Parlamentul European la Bruxelles în data de 10 octombrie. Cu îngrijorare vedem și ce a ajuns să susțină Marian Munteanu. De ce cu îngrijorare? Pentru că acest om a fost foarte aproape să devină candidatul PNL la alegerile locale din București. Un om pe care cel mai mare partid de opoziție îl ia în serios și chiar l-a cultivat. Vedem acum declarația lui Marian Munteanu. Decizia care se va lua prin referendumul de la sfârșitul acestei săptămâni este o declarație de independență. Decizia care se va lua prin referendumul de la sfârșitul acestei săptămâni este o declarație de independență. Decizia care se va lua prin referendumul de la sfârșitul acestei săptămâni este o declarație de independență. Să ne păstrăm măcar aceste valori fundamentale, pentru că pe baza lor se pot crea condițiile ca în viitor România să redevină ce a fost odată o țară cu adevărat liberă și stăpână pe resursele sale și pe viitorul său, mai ales pe viitorul său. Mircea Tătar, a devenit această o sursă de capital electoral, promovarea unei așa zise independențe a României față de Uniunea Europeană?
E o exagerare crasă. Am avut la un moment dat impresia că asistăm la o scenă din Caragiale. Despre ce vorbim? Adică, până la urmă, o modificare a unui articolaș din Constituție în care se vorbește într-adevăr despre căsătorie, putem să-i dăm atât de mare importanță să vorbească de, și declarație de independență față de cine? Ce spune Maria Munteanu este că e primul semn de neatârnare față de Occidentul care ne duce pe o cale greșită din punct de vedere cultural, moral, dar și economic. Dar nu înțeleg cum ne-ar duce, pentru că această Constituție actuală, în vigoare, a fost votată tot de cetățenii români în anul 2003, tot prin referendum. Cu ce ne-a impus la acel moment Uniunea Europeană aceasta? Și iarăși nu avem timp și probabil o să fie subiectul unei alte emisiuni, dar acest referendum e folosit iarăși de forțele politice ca să câștige capital politic. E o temă, i-aș spune, minoră în societate, chiar dacă a fost susținută de 3 milioane și ceva de cetățeni. Familia în România nu era pusă absolut deloc în pericol până acum, până la acest referendum, și nu exista nicio urgență pentru organizarea lui. Dar aș vrea să revin puțin la domnul Marian Munteanu și să spun că este trist. Este trist. Mulți dintre noi suntem de aceeași vârstă, ne uitam cu admirație la domnul Marian Munteanu în anii 90, când îl vedeam lider al studenților, om cu idei inovatoare, care se lupta pentru democrație, se opunea PSD-ului și practicilor, nu era PSD atunci, era Partidul PDSR, Partidul Democrației Sociale din România, condus de Ion Iliescu. Și ca astăzi să vedem ce, să susțină o falsă temă era cât pe aici populistă și demagogică. Primarul general al capitalei. Să candideze. Nu cred că l-ar fi votat bucureștenii, dar vedem ceva. Ceea ce a spus dânsul, toată această emfază care a spus-o, arată modul în care politicienii români, trecuți puțin în uitare, încearcă cu orice preț să reapară în prim plan. Deci asta face domnul Marian Munteanu și nu cred că îi face cinste față de trecutul pe care l-a avut și ne amintim de momentele importante pentru democrația românească din piața universității. În cea de-a doua parte a emisiunii noastre, așa cum v-am anunțat, vă prezentăm un interviu pe care a avut bunăvoința să ne-l acorde înalt preasfințitul Andrei Mitropolitul Clujului pe tema referendumului din 6-7 octombrie, deci de la acest sfârșit de săptămână. Cu privire la acest referendum, noi am încercat să prezentăm cât mai multe puncte de vedere, pro și contra, așa cum au fost exprimate de invitații noștri. Eu personal cred că fiecare trebuie să voteze așa cum îl îndeamnă conștiința. Eu, de exemplu, voi merge și voi vota nu. Voi spune de ce în emisiune a noastră de mâine. Dar, indiferent de opinie, fiecare trebuie să meargă să voteze. Și vă amintesc ce spunea omul politic american John McCain, recent plecat dintre noi: chiar și că nu votezi, tot votezi. Pentru că dacă eu votez și tu nu votezi, atunci votul meu se pune dublu. Așadar, indiferent ce convingere aveți, mergeți la vot. Acum o scurtă pauză de publicitate, urmăriți apoi interviul cu Mitropolitul Clujului Andrei Andreicuț. Ce înseamnă da la referendum? Acordul tău pentru a păstra căsătoria așa cum o știm, între bărbat și femeie. Ce înseamnă nu la referendum? Acordul tău pentru ca, în viitor, căsătoria să se poată realiza între două persoane de același sex sau mai multe. Doi bărbați și o femeie, trei femei și patru bărbați, sau între un bărbat și un ficus, sau între o femeie și altceva. Alegerea îți aparține. Vino la referendum. 6-7 octombrie. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! Ma
magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Înalt preasfinția voastră, în primul rând, vă mulțumim pentru această oportunitate pe care ne-ați acordat-o de a vă pune câteva întrebări. Ne despart puține zile de referendumul din 6-7 octombrie, referendumul pentru familia tradițională, un referendum constituțional, o consultare publică, care deja a prins mult spiritele în societate. Care sunt gândurile dumneavoastră acum în preajma acestui referendum? Eu cred că interpretată duhovnicește acest demers care n-a plecat de la un partid politic sau nici de la biserică, ci de la Coaliția pentru Familie, interpretat duhovnicește n-ar trebui să provoace atâtea valuri. Pentru că e firesc ca oamenii ce au dorit să fie întrebați ce părere au ei despre familia din țara noastră. E firesc ca să li se dea posibilitatea ca să fie întrebați. Dacă e să întemeiem și din punct de vedere religios acest lucru, vom spune că chiar de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi citim în Cartea Facerii, în capitolul 1, versetele 27 și 28. Și-a făcut Domnul Dumnezeu pe om după chipul său, bărbat și femeie l-a făcut pe el. Și a binecuvântat Dumnezeu și le-a zis, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul.
mai târziu, când s-a întrupat Domnul Iisus Hristos, în cartea Sfântului Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 2, citim că prima minune a făcut-o Domnul Iisus Hristos la o nuntă din Cana Galilei, ridicând la o extraordinar de mare cinste și prețuire familia. Și atunci, noi creștinii socotim că are o mare valoare familia și e bine să fie consemnat lucrul acesta în Constituție, și anume că familia e formată dintr-un bărbat și o femeie și copilașii lor. Mai adaug, Domnul Hristos a întemeiat religia iubirii. Creștinii n-au voie, nu le este permis să fie homofobi. Deci nu putem avea resentimente față de nicio altă orientare decât de cea pe care o promovăm noi, pe cea pe care am și citat-o din Sfânta Scriptură, adică familia tradițională, așa cum o știm, formată dintr-un bărbat și o femeie și copiilor. Însă nu avem rezerve nici de ceilalți care au o altă părere. Să le dea Dumnezeu sănătate la toți, însă cred că lucrul acesta e o normalitate care de sute de ani, de 2000 de ani să cultivă în familia creștină din România. Nu toți oamenii însă sunt atât de norocoși să trăiască într-o familie clasică, o familie așa cum ați descris-o și dumneavoastră, compusă din bărbat, femeie și copii. Există din ce în ce mai multe familii monoparentale, sunt mame care își cresc singure copii, chiar tați care își cresc singuri copii. Nu sunt și acestea familii? Sunt și acestea familii. Să le dea Dumnezeu sănătate și ajutor. Însă, încă o dată, încercările și necazurile care pot interveni în familiile acestea de care ați pomenit, n-am vrea să rămână așa, adică să fie generale, ci să fie tot mai multe familii așa, tradiționale, cum le știm, și ne aducem aminte cu nostalgie de ele. Acum, unul dintre cei ce s-a plecat cu multă rigurozitate asupra familiei tradiționale a fost scriitorul și poetul nostru Ioan Alexandru din Topa Mică, deci clujan. Și el are un eseu în care subliniază faptul că familia stă la temelia patriei. Familia aceasta tradițională, formând, crescând copii cu minți sănătoși și oferindu-i viitorimii. Și nu numai el este autor care să apleacă cu mult drag asupra familiei, însă de el îmi aduc eu aminte cu multă nostalgie, pentru că l-ascultam încă pe când era în viață. El are un poem întreg, Casa părintească. Este așa de frumos. Duminica, măicuța, în veșmânt cernit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de grâu o prescură de jertfă la icoane. Sat transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe pereți, ziua învierii și noaptea de colindă. Rusalii bobotează și postul către pași, Maica Domnului în plină vară, holdele smulte, secerător puțin viața noastră, țară milenară. Acesta este ritmul unei vieți pe care am observat-o la cei de dinaintea noastră. Și zicem noi, cei care avem față de tradiție o prețuire aparte, zicem noi că ar trebui să o transmitem și viitorului. Și încă o dată, poate se vor întreba cei ce ne ascultă, dar cu cei ce au o altă părere, ce faceți?
Păi facem ceea ce a făcut Domnul Hristos. Îi iubim pe toți, îi înțelegem pe toți. Și dacă avem cum, îi ajutăm pe toți. În altă Sfinția voastră, din păcate, satele tradiționale, satele ardelenești, de care așa de frumos ați povestit, sunt din ce în ce mai pustii. Ce facem pentru a reuni familiile dezbinate, familiile plecate în căutarea, sigur, în căutarea unui trai mai bun în alte țări ale Europei? Din punctul nostru de vedere, e o mare durere că 4.000 milioane, aproape 5 milioane de români sunt plecați peste hotare, numai că ei au plecat din motive obiective. Nu-și găseau un loc de muncă în România și s-au dus pe toate meridianele globului ca să-și găsească de lucru. În Spania, în Italia, în Anglia, în Franța, în alte locuri. Și dorința noastră ar fi ca să se întoarcă acasă. Probabil că mulți dintre ei nu se vor întoarce. De ce? Le cresc copilași acolo, umblă la școală acolo, să obișnuiesc cu un alt mediu. Sigur că își vor aduce aminte că au bunici în România sau că au morminte în România, dar parte dintre ei vor fi cetățeni ai altor state, chiar dacă ei sunt de naționalitate română. Așa cu multă durere îmi povestea un preot plecat, sigur, la comunitatea românească din Statele Unite. Are 3 copii. Când au mers acolo, erau mititei. Școala au făcut-o acolo. Când e acasă părintele și doamna preoteasă, vorbesc românește cu părinții lor. Știu bine românește. Dar când lipsesc părinții de acasă, ei între ei vorbesc în engleză. V-am dat un exemplu. Cei din Spania vor vorbi spaniola. Și așa mai încolo. Oricum, noi am dorit ca mulți dintre ei să se întoarcă acasă. Și ca să se întoarcă acasă, acasă trebuie să li se ofere locuri de muncă. Un trai normal, un trai decent. Este unul din lucrurile care se reproșează acestui referendum, faptul că ar fi prea costisitor, costă aproape 200 de milioane de lei, n-ar putea fi folosit mai cu înțelepciune acești bani? Nu, acum aceasta este așa, să se găsească nod în papură. S-au mai făcut ele multe demersuri care n-au avut niciun folos, acesta va avea un folos. Acesta va avea un folos. Da. Zic eu, lucrurile au fost politizate. Biserica și Coaliția pentru Familie, care a demarat acest demers, nu doresc să fie legate de niciun partid politic. Dacă partidele politice doresc să se folosească de asta, să nu o facă. Să nu o facă. Pentru că scopul acestui referendum este totalmente altul. Ultima mea întrebare are legătură cu o carte pe care ați scris-o și care se numește Dacă mai știm să trăim frumos. E o carte pe care mulți au citit-o și mulți clujeni s-au bucurat de ea. Mai știu românii în ziua de astăzi să trăiască frumos? Mai știu. Poate că nu toți, dar mulți dintre ei. Însă nu reușesc întotdeauna să trăiască frumos. Întotdeauna dorim mai mult. Și e bine că dorim mai mult. Să fim mai buni. Să fim mai apropiați de cei ce au nevoie de apropierea și ajutorul nostru. Și nu întotdeauna reușim. Dar dorim. Dorim să fim mai buni. În numele telespectatorilor răinsieni, vă mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat. Să dea Dumnezeu să fie sănătoși toți cei ce fac misiune la această televiziune. Și impactul
din punct de vedere educațional, să fie cel pozitiv, cel pe care îl dorim. Succes! Găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitata mea de astăzi este Floriana Brahoveanu. Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Și povestim despre... Da, cel mai bine ar fi să nu spunem de la bun început despre ce povestim, ci să le spunem telespectatorilor cu ce vă ocupați. Sunteți psiholog și asistent social de câți ani? Da, sunt asistent social de aproape 20 de ani și psiholog de vreo 15 ani. Și sunt în momentul de față președinta unei asociații din Câmpia Turzii, ProAssist, care are un centru de zi pentru tineri cu dizabilități. Lucrați cu copii cu nevoi speciale de mai bine de un deceniu. Da, da, așa este. Iar tema emisiunii de astăzi este, așa foarte grosomodo, cum să ne comportăm cu copiii cu nevoi speciale. Pentru că ni se întâmplă să ajungem în diferite situații în preajma acestora și eu personal nu știu cum să reacționez, nu știu cum să mă comport. Și am ales pentru astăzi să vorbim despre cum ne comportăm în prezența copiilor cu sindrom Down. Da. Acești copii sunt copii minunați, ca toți copiii, de altfel. Ce au ei în plus față de copii obișnuiți este marea lor disponibilitate de iubire. Sunt extrem de afectuoși, extrem de calzi și sunt capabili să ofere foarte multă iubire. Așa că trebuie să ne purtăm cu ei ca și cu proprii noștri copii. Natural. Dar uneori această manifestare poate să-i sperie pe cei care nu sunt la curent cu dragostea pe care și-o exprimă în mod frecvent copiii cu sindrom Down și tinerii. Eu consider că lumea trebuie să fie mai deschisă la informații. Ar trebui să fie mai deschisă, să citească mai mult, să cunoască mai mult, pentru că te lovești de acești copii, nu se știe în ce împrejurare și trebuie întotdeauna să știi care este cea mai bună atitudine, pentru că, de exemplu, pentru copiii cu Down este un mod de a-i aborda, alți copii cu alte probleme au alt mod de abordare.
E important să fii deschis, să privești un moment înainte de a te apropia de ei, să privești la ei, să încerci să înțelegi un pic din manifestarea lor non-verbală și abia după aceea să poți să reacționezi. Este o situație destul de dificilă. De multe ori părinții sunt cei care sunt extrem de protectori, din foarte multă iubire pentru copii, îi țin puțin ca într-un glob de sticlă și nu permite această comunicare directă cu ei. Dar acolo unde este deschidere din partea părintelui și cel care vine din afară simte asta și atunci se poate manifesta natural. Natural ce înseamnă? Ce înseamnă natural? Mai există naturalul... Ce înseamnă să te porți cu un copil obișnuit? Să-i zâmbești, în primul rând, că zâmbetul este primul semnal de comunicare între două persoane străine. Să-i zâmbești, să te apropii de el, să cobori la nivelul înălțimii lui și să-i vorbești. Iar de acolo comunicarea cu un copil down este foarte simplă. Îți va sări în brațe, te va strânge, te va lua de gât, îți va zâmbi și va fi foarte fericit că i-ai dat atenție. Și de acolo este foarte simplu să stai de vorbă cu el, să te joci cu el, să comunici cu el. Copiii cu sindrom Down pot fi ușor recunoscuți și datorită unor anumite aspecte care se văd inclusiv pe față. Puteți să ne spuneți care sunt acestea? În primul rând e fețișoara copilului. Este rotundă ca o lună, cum zicem noi, dar cu o frunte puțin înaltă, puțin tășită, o expresie a privirilor un pic fixă, dar cam atât se rezumă partea exterioară. Eu zic că cel mai important este să-l recunoști după zâmbet. Are un zâmbet permanent în general și sunt copii puțin mai plinuți față de copilul obișnuit. N-ar spune că este obez, dar sunt copii mai plinuți un pic față de copilul tipic. Are nevoie, în afară de afecțiunea pe care o caută în permanență, are nevoie de ceva în plus, un copil sau un tânăr cu sindrom Down? Toți copiii cu nevoi speciale au nevoie de ceva în plus. În primul rând au nevoie de înțelegere și de acceptare. Asta este primul lucru. Ei oricum au un comportament puțin diferit față de copilul tipic și atunci trebuie să-l înțelegi, să-i înțelegi nevoia și să vină întâmpinarea lui. Haideți să luăm un caz concret. În învățământul de masă, copilul are un coleg cu sindrom Down. În momentul în care vrei să faci o invitație pentru toată clasa la o petrecere aniversară, haideți să luăm și o vârstă concretă, 10 ani. Trebuie să te pregătești în mod special? Eu zic că nu. Trebuie să-l tratezi ca pe oricare alt copil. Îi faci invitație obișnuit, el va veni la întâlnire obișnuit și va fi tratat exact ca și ceilalți copii. Mai ales în cazul din acesta de colectivitate, nici nu este recomandat să dai o atenție deosebită. Fiindcă se va întâmpla să se simtă proști ceilalți copii. El este un copil ca toți ceilalți, este integrat, mai ales dacă este la școală, și trebuie tratat ca atare. Deci obișnuit. Să luăm un alt exemplu, o competiție sportivă. Se organizează la nivel de clasă sau de școală. Probabil nu va alerga la fel de repede sau nu va pedala la fel de repede ca și colegii lui. Ne comportăm în mod special cu el? Nu va alerga la fel de mult, dar va fi la fel de entuziast. Și atunci este important să-l susții pentru entuziasmul lui și pentru faptul că participă. Și să știți că la asemenea competiție am avut prilejul să fiu de față, chiar colegii sunt cei care îl susțin. Și pentru el este o bucurie dacă reușește să ajungă la linia de sosire. Nu contează al câtelea este. Iar dacă are și aplauzele celor din jur, pentru el este suficient. Este fericit. Asta e important. Da. Fericirea copilului este cea mai importantă. Vorbim frecvent despre copii, dar avem și tineri, avem și adulți cu sindrom Down. Aceștia au nevoie de un tratament special? Este o situație, zic eu, puțin dificilă, în sensul în care cu cât crește, copilul devine adult, are nevoile unui adult, se schimbă și fiziologic și eu consider că pentru părinți începe o perioadă puțin mai grea, pentru că trebuie să știe să-i răspundă acestor nevoi fiziologice care apar în timp
și cu atât mai mult e necesară integrarea lui în societate. Iar aici este o mică problemă. V-am spus că părinții sunt de multe ori super protectivi și îi țin așa puțin izolați de lume, fără să se gândească că acest tânăr dorește să fie între oameni, mai ales copilul cu Down, tânărul cu Down, să fie între oameni, să fie util, să fie apreciat. Și atunci eu pe toți părinții aceștia îi sfătuiesc să lase copilul să iasă în lume. Sigur că vor fi momente de multe ori grele pentru ei, fiindcă așa nu toată lumea înțelege ce sunt ei sau ce simt ei. Dar este bine să fie lăsat să iasă în lume. Pentru că și lumea se obișnuiește cu ei, ei înțeleg altfel relațiile cu cei din jur și ei pot să fie utili. Pot să facă foarte multe lucruri care chiar un adult, un tânăr obișnuit nu le poate face, repetitive, de exemplu. Și le place să fie de folos și să fie apreciați. Să luăm un alt exemplu, un bărbat, pentru că la 30 de ani, de exemplu, chiar dacă suferă de sindromul Down, are aspectul unui bărbat. Un bărbat foarte drăgăstos, pentru că a rămas la vârsta copilăriei. Da, și pentru că asta este trăzătura lor specifică. Exact. Cum procedăm în momentul în care un bărbat de 30 de ani vine în parc și vrea să te îmbrățișeze? Da, e o problemă aici. Și de aici este foarte important cum sunt crescuți. Pentru că ei au o capacitate de înțelegere, chiar dacă nivelul, să zic, dezvoltării mentale este un pic redus. Dar se poate cu ei lucra. Trebuie învățat că nu se repede să ia pe nimeni în brațe, decât să aibă doar răspuns la un asemenea gest, deci nu să facă primul. Dacă se întâmplă, atunci se poate, depinde de persoana care este în cauză. Poți să faci de multe ori o respingere ușoară, cu foarte multă grație și cu foarte multă înțelegere, ca să nu jignești, fiindcă este nevoie de respingere. Adică nu-i poți permite unui adult să te ia în brațe într-un loc public și să-i explici frumos că ai pentru el toate sentimentele bune și că vor putea continua comunicarea în alt mod. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați învățat, măcar așa punctual, în trei situații, cum ar trebui să reacționăm. Sper că a fost de folos. Cu siguranță. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși. Yes.
Okay, yeah, I'll do it.